Și cum ne uităm în oglindă. Ce frumos sunt. Oh, oh. Deja vorbesc ca idiotul și lumea se uită la mine. Lumea de aici, din interiorul liftului. Asta trișează, i-am scris că trișează aici. Oameni frumoși, mi-am luat tot asta. E prea mic șurubul. Nu te cred. Să văd cum se montează, că nu mai vreau să mă pierd în București. Să văd acum unde mi-o montez. Poc, poc, poc. Să mor tu, să mor tu, să-ți moară capra. E prea mic șurubul. Nu te cred. Și-am dat banii degeaba pe asta. Asta e tot ce pot să spun. Mata. A, ce deștept sunt. Bine, bă, băiat. Pe oglindă stă asta de acum încolo. Pupă mama, un deștept. Dar n-am net, bă, n-am bani de net. Să mor tu. Să mor tu. Jură că cu o zi ți-am făcut plin. Cum, bă? E plin. Am stat într-o parte, mă, și de-aia. Eram. Îl vindeam dacă era așa. Nu mai. Trecem pe lângă poliție, pe la copii. Că merge. Îi dăm cu asta și da. Aha, așa facem, cum zici tu. Și îi dăm 10 km. Dă-i cu start. Bună. Izolet. Ah, au luat izoletele. Ah, bă, nu, e una acolo. Eu stau puțin cam paranoia că mi-am pus ăsta și simt eu așa în el că n-am încredere. Mi se pare puțin cam aiurea. M-am uitat să-mi iau din astea, dar tot așa, cu chestia din asta deasupra, anti-ploaie, anti-vânt, anti-soare. Am găsit drăcie asta, dar eu am ghidonul gros. Asta cred că era pentru cricul tău, mă. Că nu puteam să o prind, știi? Și am prins-o acolo, stă vai de mama ei, nu știu dacă se vede. Și am prins-o așa de oglindă. Oglinda mea e cât cricul unuț. Care era ăla care și-a pierdut telefonul pe jos, tot nuț? Dacă e tot nuț și îmi pică telefonul acum după asta, că nu prea stă bine. Înseamnă că m-a blestemat nuț. Tu nu-mi place că vibrează. Nu există ceva gimbal pentru motociclete și pentru holdere pentru motocicletă cu gimbal? Ca să totuși să lanseze telefonul așa după aia, să nu mai văd nimica. Măcar asta vibrează și tot mai văd drumul. E bine, mă, să ai un de-asta pe motocicletă. Un GPS. GPS, cum ar spune alții. Sincer, cred că am stat și l-am căutat pe ăsta vreo lună ca să-l găsesc la prețul la care îl vreau eu. Dar s-ar putea să îl dau jos și să-mi pun altul, să-mi iau altul. Și pe ăsta, dacă vreți, ăsta e foarte bun la biciclete, cred. Și la motociclete cu un cadru mai subțire. Hashtag nuț cu cricul mic. Cred că ori îl dau lui nuț să și-l pună la cric, să-și vadă pe unde mai e cricul, să-și pună GPS-ul pe el. Ori îl fac giveaway pentru voi. Acum să vedem. Poate până îl dau un pic, mă, telefonul după el. Deci era acolo legat cu o piuliță, cu o chestie de genul. Și eu i-am dat piulița jos ca să poată să stea într-o poziție anume. Uite, a rezistat. Astea două gropi înseamnă că merge bine. Mă, și speriasem când am văzut ăla în bord acolo cu fără benzină. Și știam că am pus benzină nu ieri, alaltă ieri. Full. Și am făcut doar un drum în București. Am înțeles că am postat poza aia pe Facebook cu mănâncă praf, frate, dar să mănânci așa benzină, știi? Dar de fapt senzorul ăla e pus undeva într-o parte sau nu știu cum naibii, sus cumva. Dacă ții motorul într-o parte sau probabil e pus în ambele părți și ăla când simte lichidul la nivel sau când nu mai simte lichidul la nivel, ăla îți dă eroare, știi? Și atunci îți arată în bord că nu mai e benzină. Și eu tot timpul când țin motorul într-o parte, acum mi-am adus eu aminte de la sezon de sezonul trecut. Dacă țin motorul într-o parte, îți arată ca și cum n-ai benzină, știi? Îți arată în borța, prinde beculețul, se face brad de Crăciun și îți arată că n-ai benzină. Ceea ce e o eroare grosolană. Mersi mult.
Da, mă, dar știu să ajung. Bine, eu mi l-am pus de test acum. Încă n-a ști eu București. Doamne ferește, cum să nu știu eu București. Au, m-a lovit o albină. Cum să nu știu eu București? Nu există așa ceva. Eu care m-am născut în Câmpina, să nu știu eu București. Pe motocicletă în București nu prea sunt riscuri, pentru că București e unul dintre orașele care conștientizează motocicliștii în trafic, conștientizează că sunt motocicliști în trafic și îi respectă. Le face loc, îi lasă, semnalizează când se dă într-o parte, vezi? Tocmai de asta sunt și foarte puține accidente în București. Uite, conștientizează când e în unghiul mort ca ăsta din spate. E, traficul în București oricum e infernal. În timpul școlilor, chestia e că e infernal traficul în București în perioada aia. Și ar trebui să ne orientăm mai mulți către partea asta de două roți, partea asta de motociclete. Pentru că nu sunt periculoase în București. Periculoase sunt dacă ți-ai într-adevăr vitezane, dacă ți-ai ceva și să poți să te transporti pe o șea, pe două roți de colo-colo, ești mega fericit. Și vă spun eu acum și o mai repet, cu drumul pe care îl faci cu o mașină în București de 2 ore jumate, îl faci cu motocicleta în 30 de minute. Și da, e trist, e foarte trist că poți face asta. Ce asta? Oh? Ah, după mine. Cu tramvaiul sau metrou, același drum pe care îl faci cu motocicleta în 30 de minute, îl faci în 45 de minute. Într-adevăr, motocicleta consumă, nu e un mijloc de transport bio, care să nu polueze sau așa ceva. Dar dacă ți-ai scooter, crede-mă că ăla nu poluează foarte mult. Oricum, nici astea nu poluează foarte mult, motocicletele față de mașini, unde ocupi 4 locuri ca să fii o persoană. Și pe motocicletă poți să ocupi maxim 2, da, 3 dacă ai ataș. Asta e marele avantaj al motociclismului în București. Timpul, și timpul într-adevăr e foarte, foarte important pentru noi toți, pentru că orice facem noi în viață se rezumă la timp. De ce nu înveți că nu ai timp de joacă după aia? Deci timpul este ăla care contează. Și atunci, de ce mama naibii să stai 2 ore în trafic când poți să stai jumătate de oră? Bravo, primăria, nu știu, casa lui Iohannis. De ce să faci 2 ore jumate doar dus și 2 ore jumate întors? Adică în total 5 ore când poți să faci o oră? A? De la 5 ore la o oră totuși e diferență. Da, bă, că nu era, dar bă. Dar o fi Iohannis acasă, de-aia să fii o fi în poliția acolo. Frumoasă motocicletă, așa, așa, așa. Nu vreau pe bicicletă, așa, așa, așa. Cam așa, până 300 și ceva, cam așa e. Cu lichide, cu toate astea. Mersi, e de 2007, așa au pus-o în 2007. A avut negru, culoarea asta și încă vreo două, ceva de genul. Eu am avut chopper de la 16 ani și mi-am căutat ceva tot așa chopper, dar mă durea spatele să tot stau, știi? Și atunci ăștia de la Yamaha au pus motorul de Dragstar pe el și au schimbat caroseria, au schimbat tot. E motorul de Dragstar 2100 în V. Asfalt uscat. Salut! Și trebuie să merg înainte. Uuu, draci! Hai, că nici nu știu pe unde să merg pe aici, că n-am fost niciodată. Au! Mi-a troznit. Tunul. Muzeul Militar Național. Uite, mă, unde era? Nu știam că există așa ceva, dar... Interesant. Și eu, când mai eram mic, făceam muzeu de nuci în curte. Ce-am găsit eu aici? Am găsit un bine. Aia n-are mască în autobuz. Perdele, draperii. Măta are copii. Normal că are copii, că e mătă. N-ar fi fost măta dacă n-ar avea copii. Oare am dreptul să fac stânga? Sau am stânga să fac dreptul? Dă-mi cu capul, dă-mi cu capul! Uite, bă, unde am ajuns. Sunt la gara de nord, mă. Am ajuns la gara de nord, Bătu, bătu, vrei o floare? Bătu, bătu, ce ai în bagaj? Bătu, bătu, dai-și mie un foc? Hai, băiatul, băiatul, cu roți, mă. Ce cocălărisme, bă, băiatule, ce cocălărisme, bă, geamuri fumurii.
roți, mov. Se dă jos de mașină să scarpine la Fifi. Și acum accelerează, o accelerează pe Fifi, iau ce-i dă. Bă! Salut, Fifi! Plăcere la maxim. Nu e de plăcere, e de necesitate. E, și plăcere. E așa asta, da, e adevărat. Dar de cât să fac... Da, da, da. Acum 50 de ani am mers. Da. Sănătate! Săracul nene ăla, ce că eu acum 50 de ani am mers pe de-astea. Deci dacă eu am acum 20 și el are 50, să facem un simplu calcul, 70. Asta înseamnă că el mergea acum 50 de ani, minus 20, minus 30, în 1970 el avea 20 de ani. Joc-o pe asta. Ceea ce înseamnă că nenea este născut în 1950. Dar oare putem face un calcul să vedem cât timp a mers pe motocicletă? Să vedem după informații, după de-astea, știi, scoatem. Deja ăla e un calcul mult prea, mult prea avansat pentru ziua de astăzi, că nu prea am mâncat și de-aia. Să cojește oglinda, bosule. Ștrelniță. Ce e ștrelniță? Nu știu ce e ștrelniță. Așa, fără semnal, ce e dacă avem BMW-ul, ne doare... Mamă, am 70, am foarte mult la oră. Și la Bordos am foarte mult diseară. Iese din dreapta. L-am ginit, l-am ginit! Se aude tropotul de cal în apel.